Lăudat să fie Domnul! Amin. Deseori când e vorba de întrebări și răspunsuri, îmi place foarte mult vorba fratelui păstor Nelubrie. Voi ați avut dreptul să întrebați ce ați vrut, eu îmi rezerv dreptul să răspund la ce vreau. Sunt întrebări frumoase, complexe, multe și nu avem cum să le facem pe toate la ora actuală, dar măcar câteva, cel puțin primele dintre ele, fără a lua o ordine neapărată, aș vrea măcar să adresăm cât putem, câteva minute. Sunt o tânără, urmează să mă căsătoresc. Cum pot să fiu supusă soțului și în totalitate plăcută Domnului? Ce mă sfătuiți? Foarte bună întrebare și eu zic foarte pertinentă. Similar putem pune și un tânăr, cer însemna ca un tânăr să fie un lider în casă. Trebuie să înțelegem de la început, supunerea nu înseamnă ideea de sclavagie care lumea vrea să ne-o prezinte. Există această percepție că supus înseamnă că tiparul vechi, cum place noi români să spunem, el dă cu pumnul în masă, ea tace și trebuie să facă numai ce spune el. Nu-i aia supunerea. Cuvântul supunere, când Apostolul Pavel spune nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, este cuvântul care înseamnă a rămâne în rang, în locul în care ai fost pus. De exemplu, într-o armată sunt mai multe ranguri, de la general în jos, nu știu care sunt, că nu mă pricep foarte bine. Caporal, sergent, locotenent, nu știu care e ordinea exactă. Dar există o ordine. Fiecare care este în rangul acela trebuie să asculte de superiorii lui, că dacă unul n-ascultă, tot ce este sub el se destramă. Într-un război, dacă locotenentul, unde fie el în rangul acela, n-ascultă de general, zic acum că e cel mai de sus, toți cei sub locotenent nu știu ce să facă, pentru că el trebuie să rămână în rang. Ideea de supunere implică a rămâne în ordinea care Dumnezeu o creează. În 1 Corinteni, capitolul 11, Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos capul bărbatului, bărbatul capul femeii. Autoritate este vorba aici. Și atunci, ideea ca să fii supusă înseamnă a rămâne, a-ți asuma poziția în ochii lui Dumnezeu și în planul de mântuire. Asta în dinamica maritală implică că atunci când luăm decizii, nu înseamnă că el face ce vrea fără ea. Comunicăm între noi, colaborăm între noi, discutăm între noi, dar ea trebuie să-i respecte autoritatea până într-acolo încât îi dă voie să aleagă ce crede că este cel mai bine, pentru că în final el este responsabil în ochii lui Dumnezeu de absolut toate deciziile din familie. Aici aviz băieților care iau ideea, păi înseamnă că eu șef în familie, fac ce vreau. Dacă vrei să faci asta, nu uita că tot ceea ce faci în familie vei da socoteală în ochii lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Biblie, când e vorba despre păcatul primei familii, cine a păcătuit dintre cei doi, biblic vorbind? Biblia nu spune că Eva a păcătuit, ea a fost înșelată. Adam a păcătuit. Măcar că nu a fost el primul care a mușcat, ea a mușcat prima. Deci el este cel responsabil. Și aici ideea de a fi supusă implică un caracter în care recunosc nivelul de autoritate. Știți cum poți să înveți să fii supusă în familie, ca și soție? Să fii supusă ca și fată până te căsătorești. Dacă ca și fată nu poți să respecti pe mama și pe tata când îți spune, uite, la ora cu tare să vii acasă, sau te rog să te îmbraci așa, te rog să... Dacă tu spui, da, eu fac ce vreau, îți spun acum că n-ai să fii supusă în familie cu soțului. Și băieți, dacă vreți o fată supusă ca soție, uitați-vă cum își respectă părinții. Dacă tu spui, hai să mergem la o cafea, nu-i zi la ai tăi și ea spune, eu nu pot face asta pentru că ce zic părinții mei, lege în casă, e sfânt, aia e soție bună, aia va fi soție bună, aia va fi o fată care te va respecta. Almitre, că spune, hai că fendăm cu ai mei, să știi că așa te vedează și pe tine pe ce te căsătorești. Deci foarte mare atenție la capitolul acesta. Aș spune că aici este un caracter prelucrat. Ideea asta de supunere este un caracter prelucrat prin pocăință, prin asumarea rolului unde este. Nu uitați, cel mai mare nivel de autoritate este Dumnezeu. Cine nu respectă nivelele de autoritate până la Dumnezeu, nu respectă pe Dumnezeu, că toate autoritățile vin de la El. Și de obicei, cine nu respectă direct superiorii lui, dă de mai mari superiori. Că băiatul spune la tata, eu fac ce vreau, nu te ascult, ia mașina și plec. Nu vrei să asculți? Pe drum te așteaptă nenea polițai.
E o autoritate mai mare ca și tata legal vorbind. Și ăla are drept, dacă vrea să spună cătușele, ți le pune cătușele. Deci, totdeauna există un nivel de autoritate. Această supunere se învață prin respectul care îl înveți din familie, asumarea locului în clasament, în locul în care te-a așezat Dumnezeu, și asta se face printr-o modelare a caracterului prin lucrarea Duhului Sfânt în viața omului. Dacă aș putea să fac și conversul, că ar fi drept și față de fete să știe, dacă vreți să luați un băiat care să vă iubească, cum ar trebui să fie el? Vă dau un indicator. Priviți un indiciu, priviți felul în care el se comportă cu cei din jurul lui, în special cu surorile lui, cu partea feminină. Dacă el nu e capabil să-i deschidă ușa ei prima dată, dacă e cu sora lui împreună, dacă nu e capabil să dea loc ei prima dată la masă, să pună el primul, ăla e băiat care nu te va respecta nici pe tine ca și soție. Pentru că față de genul feminin, el n-are acel sentiment al sensibilității să fie atent. Și asta revin, iar se învață prin contextul dinamica familială și prin învățătura celorlalți. Respectați, ascultați, Doamne ajută! Mi-am predat întreaga viață în mâna Domnului. Cred că El a pregătit totul pentru mine. Dar de multe ori mi-e frică să nu aleg greșit în anumite domenii. Oare Domnul vede aceasta ca necredință? Dacă ți-ai predat întreaga viață în mâna Domnului și El rămâne Domn și Stăpân al vieții tale și El este în control și recunoște aceasta, înseamnă că El te va și călăuzi. Și în măsura în care rămâi ancorat în principiile lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, cerând călăuzire din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu te va călăuzi. Doza aceea, zic eu, sănătoasă de, hai să o numim, temere, să nu greșești, eu zic că e potrivită. Că dacă mergi în viață cu 100 la oră, fără niciun fel de grijă în viața aceasta, vei da cu capul la un moment dat. Un pic de reținere, mă, vreau să mă asigur că fac pasul ăsta bine, ăla e un sentiment bun, un simț bun. Ăla te duce să întrebi pe Domnul, să te rogi, să cauți călăuzire, să recunoști că sunt unii mai mari ca și tine. Și atunci nu ești tu cel care are toate comorile înțelepciunii în lumea aceasta. Că proverbele spune că numărul mare de sfătuitori este multă înțelepciune. Și asta înseamnă să apelezi la mama, la tata, la păstor, la frați mai maturi spirituali, la Domnul, desigur, prin multele variante de călăuzire. Deci asta înseamnă că nu ar fi vorba de o necredință, ci un sentiment de atenție. Acum, dacă trăiești viața printr-o panică continuă, că dacă o să greșesc, dacă o să greșesc, acolo deja cred că ai depășit limita, acolo vorbim despre altceva, o problemă de neîncredere care trebuie rezolvată. Cât de corect este că atunci când ai luat o decizie să alergi la proroc, la proroci, cât ar trebui să căutăm să ne vorbească Domnul în felul acesta și cât ar trebui să căutăm călăuzirea primită personal? Căutați să vă vorbească Domnul, punct. Căutați să vă vorbească Domnul, punct. Asta nu înseamnă prorocie, asta nu înseamnă vedenie, nu înseamnă vis. Asta înseamnă că Dumnezeu care îi Dumnezeu vorbește cum vrea El. Că în Iov ne spune, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Baiul este că omul nu ia seama. Se întâmplă că Dumnezeu ne dă o călăuzire, o primim, ne vorbește clar nouă, dar începem să punem la îndoială călăuzirea aceea. Și mai avem o confirmare. Și de obicei cel mai practic ar fi să mergi la un proroc, e ceva destul de obiectiv. Baiu, că dacă ți iese o prorocie și nu-i așa e foarte, foarte clară cum ai fi așteptat tu, acum ce te faci? Crezi, nu crezi, ți-a vorbit Domnul? Deci aici aș spune, trăiți viața, revin, prin principiile scripturale, prin învățătura care se dă sănătoasă și prin rugăciune continuu. Cereți Domnului să vă călăuzească. Mai există un factor care noi rar îl punem în discuții când e vorba de călăuzire. Fratele păstor Vasile Hozan avea o vorbă foarte înțeleaptă, zic eu. Voia lui Dumnezeu este în cursul normal al lucrurilor. Adică Dumnezeu ne călăuzește prin anumite circumstanțe care pot apărea și care sunt, dacă vreți, uși deschise, uși închise. Și prin astea poate vorbi Dumnezeu. Dar trebuie să fii atent, să iei seama. Eu vreau să fac o tare, s-o închis o ușă. Nu mai continua să bați până o rupi. Că probabil Dumnezeu a închis-o cu un scop. De aceea, de exemplu, prin prorocie au fost lucrări. Piedică care stă în față, eu Domnul am pus-o. Nu căuta să treci peste ea, stai liniștit și așteaptă. Deci aici înseamnă o liniște față de puterea călăuzirea lui Dumnezeu care vine de sus. Alminteri faceți ca băiatul acela. Doamne, facă-se voia ta, dar mărie să fie a mea. Aici nu mai aștepți călăuzirea, aia vrei să-ți o formezi tu după voia ta. Deci asta înseamnă să fiți foarte atenți. Faceți ca băiatul acela, Doamne, facă-se voia ta, dar mărie să fie a mea.
Aici nu mai aștepți călăuzirea, aia vrei să-ți o formezi tu după voia ta. Deci asta înseamnă să fiți foarte atenți. Nu cred că este sănătos să alergăm la proroci. Ce se întâmplă? Creează o stare de necredință. Pentru că devii un om atât de imatur spiritual încât tu vei avea nevoie de prorocie ca să poți exista. La fiecare altă zi ai nevoie de o prorocie ca să știi mai poți să faci, să nu faci, să mergi, să nu mergi. Tu îți pierzi capacitatea de a gândi ca om influențat de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, trăiți în cuvântul Domnului, învățătura sănătoasă, în practicarea disciplinilor spirituale și Dumnezeu va călăuzi. Eu aș spune că cel mai frumos este când Dumnezeu îți vorbește personal prin Duhul Sfânt. Îți imprimă în inimă aceea călăuzire. Și vis-a-vis de lucrarea profetică, eu spune că cel mai încurajator este când spui așa, Doamne, am nevoie de un cuvânt, vorbește-mi Tu. Și asta înseamnă că Dumnezeu care e în control poate trimite un proroc. Te poate suna un vas de lucru din biserică, poate poți la rugăciune venind să-ți vorbească Dumnezeu, aviz aici, dacă vrei călăuzirea Domnului, du-te acolo unde e călăuzirea Domnului. Că dacă tu stai la Coca-Cola cu prietenii afară, nu că ai un păcat, dacă tu stai la Coca-Cola cu prietenii afară și vrei să-ți vină călăuzirea, unde se găsească prorocul? Du-te acolo unde, dacă vrei prorocul, unde e călăuzirea, unde este cuvântul. Printr-o predică poate călăuzi Domnul, printr-un moment de cercetare, printr-un sfat, o experiență a unei persoane și Dumnezeu are cum să ne călăuzească. Fiți atenți, foarte atenți la momentele de călăuzire. Cum putem combate gândurile negre de sinucidere, de îngrijorare constantă sau de stres care încopleșesc viața? Psalmul 94 cu 14, dacă nu greșesc. Când gânduri negre se frământă în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi dau liniște, îmi dau pace. Deci ne întoarcem înapoi la a stabili în mintea noastră care este realitatea lucrurilor. Sinuciderea este o formă gravă de depresie când înțelegi că nu mai este nicio șansă. Mă gândiți-vă la ceva, noi spunem că Dumnezeu este atotputernic și când nu există o ieșire, Dumnezeu a creat ieșiri. Când poporul era în fața Mării Roșii, Mării Moarte, nu a zis poporul, ce facem? Să ne trimită Dumnezeu o barcă undeva? Nu, Dumnezeu a deschis în două apa. Deci Dumnezeu creează unde nu este un drum. Dacă noi admitem că Dumnezeu este total în control și atotputernic, atunci ideea că nu mai este nicio scăpare pentru mine nu poate exista. Dumnezeu va face o scăpare. Și dacă Dumnezeu ar îngădui să trec chiar prin moarte, printr-o situație, printr-o criză, printr-o boală, nu uitați că și alea sunt tot în mâna lui Dumnezeu. Cei trei tineri spuneau, împărate, Domnul ne va scăpa. Și dacă nu ne va scăpa, noi tot rămânem cu El, pentru că știm că prin asta se manifestă o voie a lui Dumnezeu. Deci când apar aceste gânduri negre, rele, ne întoarcem înapoi tot la cuvântul care dă pacea. Pentru depresie, era o întrebare legată de psihologie. Nu e greșit să citim despre psihologie, să învățăm cum lucrează creierul, care pot fi imbalanțe de reglări care pot apărea. Dar nu uitați, singura speranță care avem este Dumnezeu. Și speranța aceea crește în noi, învățătura aceea crește în noi prin lumina cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta de viață, de stabilitate, de pace, totdeauna ne întoarcem înapoi la cuvânt. De fapt, cea mai profundă formă de consiliere este consilierea, dacă aveți, creștină, aceea biblică. Pentru că celălalt îți spun, respiră, fă exerciții de respirație, nu te mai gândi la lucrurile acelea, la lucruri care le poți sau poate nu le poți face. Această realitate a cuvântului lui Dumnezeu îți va aduce pace. Anxietatea și aceste lucruri de obicei pornesc de la o stare în care s-a întâmplat ceva în viața noastră. O dereglare, spun eu, spirituală. Și acea dereglare trebuie reparată spiritual. De exemplu, ai făcut un păcat, în minte se pune un gând, gata, nu mai poți să fii iertat, Dumnezeu nu te mai primește, s-a terminat cu tine, mai bine ți-ai pune capăt vieții, nu mai poți să mănânci, nu mai poți să dormi. Păi la problema aia, de ce ai mers în direcția aia când poți să rezolvi foarte simplu? Mă duc la fratele păstor, la un consilier spiritual care mă poate ajuta, îi explic frica care eu o am, greșeala care am făcut-o, el biblic mă ajută să înțeleg care este calea de ieșire, se roagă cu mine împreună, el mă asigură de iertarea care Dumnezeu o dă în jertfa Domnului Iisus Hristos și iar primesc pace. Deci rezolvați spiritual problema, că de multe ori aceste stări pornesc de la niște greșeli. Era o întrebare, dacă este cumva un păcat prea mare de mărturisit? Nu! Nu este niciun păcat prea mare care Dumnezeu să nu-l poată ierta.
Deci aici vorbim despre faptul că trebuie să avem acel curaj că Dumnezeu vrea să ierte. Cu premiza asta începem. De El a trimis pe Hristos să plătească păcatele noastre în El, ca noi să fim iertați. Ăsta e harul lui Dumnezeu. De aceea nu evitați ideea de mărturisire. Mai este o idee că, da, dar mi-e rușine foarte tare. Rușine trebuia să-ți fie când ai făcut păcatul. Așa rușine trebuia să-ți fie încât să nu-l faci. Acum, dacă l-ai făcut, du-te și repară problema. Anul trecut, tata socru și-a rupt piciorul. M-am dus cu el la spital. Stând la spital la urgență, neavând la îndemână atunci un scaun cu rotile cu un suport de picioare, aveau domnul avea cu suport de picior, o trebuie să țin eu piciorul. Și cât eram în așteptare, în fața ușii de la urgență, unde intrau oameni și ieșau, eu stăteam pe jos cu piciorul lui în mână să nu-l mișc, că îl durea piciorul. Intrau oameni, se uitau la mine. Acum, îți și-o matur îndeajuns să nu chiar învețe ce cred alții de mine, dar vă spun, nu e cel mai confortabil loc în care să stai. Toți se uită pe la tine acolo, da, da, e urgență, pleacă mai departe, știu. Toți observă că e ceva ce s-a întâmplat. Ne-am dus acolo pentru că a fost urgență și o nevoie. Dacă luam premiza, vai, de rușine, un om, toată firea, să-și rupă piciorul, cum adică, ce făceam? Steam acasă și murea de durere. Nu, mi-am dus că a fost o urgență. Rușinea aia nu încape când e vorba de urgență medicală. Mergi să primești ajutorul necesar. Deci când e vorba despre păcat, te duci să rezolvi problema. Frate, roagă-te cu mine, ajută-mă, postește cu mine, rezolvi problema care o ai. O întrebare foarte bună și dați-mi voi în câteva cuvinte să o adresăm. De ce să vin la penticostali dacă sunt ortodox? Trebuie să mă convertesc să pot să ajung în rai? Foarte bună întrebare. Dați-mi voie să vă spun că ajungem în rai doar prin standardul care Sfânta Scriptură dă pentru noi. Nu poți ajunge în rai pentru că ești penticostal, precum nu poți ajunge în rai pentru că ești baptist. Astea nu mântuie, astea sunt denumiri care au un scop și revin să explic ce înseamnă ele. Ajungem în rai pentru că facem ce scrie în cartea asta. Ești ortodox, catolic, penticostal, baptist, cum vrei să te numești, noi toți spunem că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. E una și aceeași Biblie. Și atunci, dacă asta e cartea lui Dumnezeu, înseamnă că ce scrie în cartea asta, noi trebuie să facem. Și vis-a-vis de mântuire, Biblia aceasta, cartea aceasta, ne prezintă câteva lucruri care trebuie să se întâmple în viața noastră. Aș spune doar simplu ce a spus Apostolul Petru în ziua de Rusalii. Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus pentru iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Am tratat subiectul credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna, Iuda 1 cu 3. Că noi întrebăm, care e credința aceea? Că cei care sunt ortodoxi spun, păi asta e credința adevărată. Catolicii spun, nu, noi suntem autentici de la Apostolul Petru. Penticostalii spun, păi nu credem că avem adevărul credinței adevărate. Ma care credința adevărată? Credința adevărată nu se răspunde prin numele unui cult. Se răspunde prin parametrii Sfintelor Scripturi. Și atunci, asta înseamnă să te pocăiești, să recunoști că viața ta fără Dumnezeu nu poate exista, trebuie corectată, trebuie schimbată, trebuie lăsat aceste lucruri. Aceasta înseamnă pocăința, o schimbare a minții. Sunt multe detalii la capitolul acesta. Asta înseamnă să ai o credință autentică în acest cuvânt care vorbește clar. Din cauza că crezi acest cuvânt, pasul al doilea, ca un semn de angajament în fața lui Dumnezeu, este un botez conștient în apă. Asta înseamnă că eu recunosc că Iisus Hristos este, a murit pentru păcatele mele și drept urmare aleg să fiu copil al Său. Cer botezul în apă și mărturisesc despre aceasta. Eu personal, cu gura mea. Acum, dacă luăm ideea fraților ortodoxi catolici care spun botezăm copilul când e micuț, eu vă întreb, un copil la 6 săptămâni poate mărturisi credință? Eu am 9 copii. Vreau să vă spun că un copil mic la câteva săptămâni nici măcar nu-ți vocalizează, îți plânge atât, că știi că e foame. Deci tu îl întrebi, crezi în Dumnezeu Tatăl nostru? Și el clipește din ochi atât, nu are mai mult să-ți dea. Că nu poate. Și normal că nu poate. Și atunci când ajunge la maturitatea de a înțelege cine e Dumnezeu, cine e El, ce a însemnat păcatul în ochii lui Dumnezeu, atunci el personal recunoaște aceasta și spune, eu vreau să fiu botezat, mă dau lui Dumnezeu, cred în Dumnezeu,
cred în Iisus Hristos. Deci standardul biblic este un botez conștient, nu un botez inconștient. Alminte nu are valoare. E ca și cum te forțăm să te botezi fără să vrei tu. Aia nu poate avea valoare, că tu n-ai acceptat lucrul acesta. Semnezi un contract fără să știi. Eu trebuie să fiu în deplină cunoștință când semnez. Apoi spune Sfânta Scriptură să primim darul Duhului Sfânt. Noi nu ne putem duce mântuirea până la capăt, oricât am vrea noi, câte intenții bune avem. Doar Duhul Sfânt ne poate ajuta, sfinți, modela, învăța, pregăti ca să ajungem acolo. Și atunci ai nevoie de un botez cu Duhul Sfânt care să cuprindă viața noastră, să intre în viața noastră, să ne crească, să ne ajute să facem voia lui Dumnezeu. Căci dacă Duhul lui Hristos este în voi, Duhul acesta vă va învia și pe voi în ziua de apoi. Și El mărturisește că voi sunteți copii ai lui Dumnezeu. Deci de aia avem nevoie de botez cu Duhul Sfânt. Deci acestea sunt elementele biblice, numite evanghelice, crezi în Evanghelie, ce ne învață Domnul Iisus. Acum, ortodox, pentecostal, catolic, baptist, toate acestea. Acestea sunt denumiri la setul de credințe care derivă din aceste învățături. De bună oară, cel care crede că ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, cel care crede că botezul trebuie efectuat când este omul în conștiință de sine, matur de ajuns ca să poată mărturisi. Cel care crede că e nevoie de botez cu Duhul Sfânt, că e nevoie de harismele Duhului Sfânt, de darurile Duhului Sfânt. Cel care crede că e nevoie de pocăință, de sfințirea lui Dumnezeu. Cel care crede aceasta are eticheta penticostală. Deci numele acesta denumește pe cei care cred aceste lucruri. Cel care crede că există Dumnezeu, cel care crede că botezul se face, dar numai când este mic omul. Cel care crede că atunci când omul este băgat în apă, el este cumva forțat spiritual. Acela se numește ortodox. Deci aceste, dacă aveți labels, descriu credințele acestor grupuri. Și atunci eu mă întorc. Dacă standardul biblic este prezentat, cum vi l-am spus mai devreme, eu vreau să caut, dacă vreți, eticheta aceea care seamănă cel mai mult cu ce spune Sfânta Scriptură. Nu pretindem că penticostele ar fi standardul sfințeniei și numai noi existăm, dar această mărturisire de credință a fraților penticostali, după ceea ce am expus doar pe scurt și foarte sumar din Sfânta Scriptură, pare să semene foarte bine cu ce spune aici în Sfânta Scriptură. Și prin urmare, de aceea noi spunem, vă chemăm la împăcare cu Dumnezeu. Nu că prin penticostalism sunteți mântuiți, ci cei care au această credință de penticostal, numiți penticostali, subscriu la aceste standarde care se găsesc în Sfânta Scriptură și în Evanghelie. Deci asta înseamnă să te întorci la Dumnezeu, după cum spune Sfânta Scriptură. Hai să mă vedem dacă mai putem să luăm o întrebare sau două și după aceea să încheiem. Ce să fac să fiu cercetat dacă am inima împietrită? Dacă ai inima împietrită, trebuie să despietrești inima și înseamnă că inima a ajuns împietrită din cauza unor factori. De obicei vorbind, păcatul ne împietrește inima. Deci există o problemă care s-a interpus. Aici mai apar niște lucruri. Țineți cont, sunt păcate care, făptuite, blochează complet accesul nostru cu Dumnezeu. Sunt practici care înseși nu sunt păcătoase, dar care ne mănâncă puterea. Vă dau un exemplu. Dacă stai 2 ore pe YouTube și te uiți la short videos, okay? Să luăm ideea că vorbim despre lucruri nepăcătoase. Deci nu te uiți la lucruri cu femei coale sau cu crime sau cu jurături. Nu știu, unul care tai un copac, altul care fugărește o veveriță. Deci lucruri simple, nimic păcătos, da? Petreci 2 ore, video după video, nimic păcătos. Spune că ai șansa în ziua să pară numai lucruri curate înaintea ta. După alea 2 ore, te întreb, câtă dorință ai de un timp fain de rugăciune? De a citi Sfânta Scriptură? Ai făcut ceva nepăcătos. Nu-i păcătos în sine. Dar practica aceea ți-a mâncat din elanul cu Dumnezeu. Noi trăim pe această muche de cuțit între carnalitate și spiritualitate. Pledăm să fim mai mult în spiritualitate decât nu. Noi nu putem depăși natura umană că suntem în trup. Deci, prin urmare, trebuie să mâncăm, trebuie să ne odihnim, avem nevoie și de relaxare. Ia Biblia și încearcă să citești numai Biblia o zi întreagă. După ce ai citit o oră, două, trei, obosești. Oricât de sfânt ești, obosești. Deci, nu avem capacitatea. E nevoie de o schimbare, de un moment de repaus.
De aceea, nu e un păcat că mai schimbăm rutina, urmărim ceva, poate urmărim, ascultăm o știre, să fim informați, dar sunt limitele lucrurile acestea. Căutați mai mult partea spirituală decât carnală. Era acel exemplu clasic, dacă l-ați auzit, îngăduiți-mi să-l spun încă o dată, doar foarte pe scurt. Un om avea câini și ducea să facă lupte între ei și făceau pariuri, cum era situația. Totdeauna câinile pe care paria omul acesta, totdeauna câștiga. Și într-o zi oamenii au întrebat, cum se face că tu fără greș pariezi și totdeauna ies numai câinele tău? Și el a zis foarte simplu. Pentru că în ziua când este lupta sau premergător luptei aceleia, pe câinile care eu vreau să câștige, îl hrănesc, îl las să doarmă, îl las să odihnească și pe câinile care vreau să piardă, îl înfometez, nu îl las să doarmă, îl bat, îl chinui. Normal că atunci când vine ziua luptei, el te înfometa că la cade jos imediat. Morala va câștiga cel care este hrănit mai tare. În măsura în care înmagazinezi lucruri spirituale în viața ta, vei crește spiritual. Vei fi mai echipat spiritual să birui. În măsura în care înmagazinezi mai multe lucruri păcătoase sau nepotrivite sau inutile în viața ta, vei fi mai carnal, mai predispus să cazi. Eu aici fac o asemănare, cred că băieții o înțeleg foarte bine, cei mai ales că sunt foarte versați în sănătate și în workout. Dacă vrei să devii mușchiulos ca Samson, ce ar trebui să faci? Și orice băiat deștept, veritabil, care asta vrea să studieze, știe că sunt două elemente necesare. Unu, să ridici greutăți, care stimulează creșterea mușchilor, dar a doilea este să mănânci sănătos. Că dacă nu mănânci adecvat, degeaba ridici greutăți, doar compensezi calorile care le mănânci. Dacă mănânci numai ciocolată și hamburger, poți să ridici fiare cât vrei tu, că nu vei crește. Ca să poți ajunge la echilibru, trebuie să schimbi dieta. Bun, dacă schimbi dieta, dar nu faci exercițiu, poți crește? Nu. Pentru că doar ți-ai schimbat stilul de nutriție, devii sănătos, dar nu stimulezi creșterea. Acum, eu le aplic într-un sens spiritual, că sunt foarte pragmatice aceste exemple. Gândiți-vă la faptul că ceea ce consumi tu zilnic, lucrul acela îți stimulează creșterea ta. Și apoi, practica disciplinelor te face să crești. Acum, dacă tu zilnic înmagazinezi muzică lumească, filme, show-uri, video-uri din astea scurte, lucrurile acelea fiind de origine carnală, trupiască, care să-ți fac trupul, nu te ajută să crești spiritual. Acum tu le compensezi prin a încerca să citești din Biblia, a te ruga. Astea doar te țin la un echilibru. Nici nu te neci, dar nici nu crești. Rămâi acolo undeva suspendat. Dacă tu începi să te rogi, să postești, să pui aceste elemente și schimbi și nutriția vis-a-vis de ceea ce intră în tine și elimini lucrurile care sunt nepăcătoase, ai șansă să crești spiritual. Deci aici luați-le împreună ca să puteți depăși. De aceea împietrirea asta apare, răceala asta apare când nu avem o nutriție adecvată spiritual vorbind, când nu practicăm consecvent disciplinele spirituale. Dacă nu vii la biserică două săptămâni, vreau să spun că nici nu mai vrei să vii la biserică. Noi care mergem la biserică zilnic, ba încă poate mai des decât zilnic, suntem așa de obișnuiți că dacă ar fi să stau acasă într-o zi de duminică, păi eu aș cred că aș muri. Mi s-ar părea ceva inadmisibil, nu se poate. Păi, să mă duc în vacanță și să nu mă duc, dacă sunt acolo undeva la biserică duminică, aș crede că am păcătuit. Pentru că sunt așa de obișnuit să mă duc la biserică. Dar dacă nu mă duc eu, care merg aproape fiecare zi la biserică, pe preț de o săptămână, două la adunare, s-ar putea că pe când vine acasă, mie mi-ar fi un pic așa greu să mă reintroduc în adunare. De asta înseamnă menține echilibru ca să poți menține spiritualitatea aceea și legătura cu Dumnezeu. Mă opresc aici că timpul a trecut, sunt foarte multe întrebări, foarte frumoase. Las pe frații dumneavoastră să continue să vă răspundă. Domnul să vă binecuvânteze.